Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă întâlnire cu Sport Sud, special au înghețat terenurile în Telorman și nu numai la sfârșitul acestei săptămâni, însă fotbalul a mers mai departe, cum necum mai potenit așa, puțin mai zgribulit, fotbalul a mers mai departe, dragi prieteni, s-au consemnat etapele cu numărul 9, atât în campionatul județean de fotbal al Ligii a 4-a, cât și în Liga a 3-a, Seria a 3-a, acolo unde, așa cum bine știți, Telormanul are o reprezentantă pe Sporting Roșilor de Vede. Acestea sunt principalele direcții pe care le vom urma în cadrul acestei emisiuni. O emisiune care ne va ține împreună până aproximativ de orele 20. Dragi prieteni, avem un invitat special la Sport Sud Special. Prima dată la Media Sud, prima dată evident la Sport Sud Special, tehnicianul lui Fotbal Club Municipal Alexandria, domnul Gabriel Luncu. Bună seara și mulțumesc că ați venit la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Îmi face plăcere să particip la emisiunea dumneavoastră. Domnule antrenor, a fost la Vârtoape la finalul acestei săptămâni, sâmbătă, ați câștigat cu 10-0 scorul etapei. Alexandria a obișnuit iubitorii fotbalului la unele meciuri cu scoruri fluviu. O scurtă întrebare înainte de a ne arunca o privire și asupra ceea ce s-a mai întâmplat în Liga a 3-a. A contat vremea nefavorabilă? Cum s-a simțit așa după margine? Nu pot să spun că a fost o vreme prielnică fotbalului, dar jucătorii și-au făcut treaba în teren, chiar dacă a bătut vântul destul de tare, a venit și un pic de ninsoare, una peste alta, poate și vremea a influențat în mod pozitiv evoluția multora dintre ei. Au trebuit să alerge mai mult. Să nu înghețe. E obligat vreme. Am înțeles. Urmăriți Liga a 3-a? Da, sigur. Atunci, cu siguranță, știți ce s-a întâmplat în această etapă cu numărul 9 în Seria 3-a, Seria Sportingului. Dragi prieteni, dacă suntem pregătiți din regia de emisie, acel tabel cu rezultate înregistrate în etapa 9-a, Seria 3-a din Liga a 3-a, ne interesează în primul rând deplasarea lui Sporting Roșilor de Vede la Clubul Sportiv din Podari, în județul Dolj, acolo unde echipa telormăneană Sporting Roșilor de Vede a reușit să obțină al doilea punct în deplasare, un rezultat pozitiv. E drept, Club Sportiv Podari, ocupanta ultimului loc în Seria a 3-a. În minutul 68 s-a marcat prima dată, prin Răduț au marcat gazdele, după care la câteva minute, în minutul 73, roșiorenii au reușit să egaleze prin Viorel Bocunete și așa a înghețat și scorul. Rămânem în continuare cu aceste rezultate pe monitor pentru a le trece rapid în revistă. Atletic Bradu 2-4 cu Argeșul Pitești, iată ce reviriment cunoaște Argeșul Pitești, o formație pe care Sporting Roșilor de Vede a surclasat-o în prima etapă a acestui sezon de Liga 3-a, Petre în propriu cu 4-0. CSEA Fumații 0-1, Concordia Chiajna 2, Urban Titu 3-0 cu Astra Ploiești, Chindia Târgoviște reușește să câștige în fața lui Club Sportiv Ștefănești, Petre în propriu, scor 1-0, FCM Târgoviște o înfrângere usturătoare acasă 0-5 cu Vișina 9, Podari Sporting Roșilor bine știți 1-1 și Dinicu Golescu 1-0 cu Inter Clinceni, una dintre revelațiile acestei ediții în Seria 3-a, Ligii a 3-a, Dinicu Golescu reușește să mai câștige încă o partidă în fața unei formații grele a seriei. Acestea au fost meciurile și rezultatele înregistrate în runda a 9-a din Seria Sportingului în Liga 3-a. Dacă suntem pregătiți și rapid cu clasamentul după cele 9 runde parcurse din acest sezon de Liga 3-a, ne interesează poziția lui Sporting Roșilor de Vede, poziția 11-a cu tot atâtea puncte, 11 puncte. Interesant de subliniat aici că de la poziția 9 până la 11-a toate formațiile au câte 11 puncte acumulate, vorba de Inter Clinceni, Vișina 9 și Sporting Roșilor de Vede. 11 puncte toate aceste formații departajate de golaveraj. De asemenea, foarte apropiată de poziția sau de numărul de puncte din clasament de roșiori este Fotbal Club Municipal Târgoviște, poziția 8-a în clasament cu 12 puncte. Ultimele 3 poziții, Atletic Bradu cu 6 puncte, Astra Ploiești cu 6 puncte și Clubul Sportiv din Podar cu 5 puncte, lanterna roșie a seriei. Mulțumim! Așadar, s-au stabilizat oarecum roșiorenii cu 11 puncte.
sunt mult peste, destul de mult liniștitor peste linia unde încep emoțiile. Două echipe retrogradează în această serie. Sunt 14 în seria 3-a, Ligia 3-a. O diferență de 5 puncte între Sporting Ușor de Vede și Atletic Bradu și de 6 puncte între Roșiori și Clubul Sportiv din Podari. Pot urca roșioreni în clasament în funcție de jocul rezultatelor și de etapele următoare. Pot urca până pe poziția a 8-a, acolo unde momentan staționează FCM Târgoviște cu 12 puncte. Dragi prieteni, pentru Sporting Roșiori de Vede urmează săptămâna viitoare un meci pe care postul nostru de televiziune va avea plăcerea de a vi-l oferi duminică de la orele 16 în exclusivitate contra celor de la Urban Titu pe Municipalul Roșiorean, Urban Titu fiind formația care conduce la momentul actual ierarhia provizorie a seria 3-a din Liga 3-a. Domnule profesor, a spus că ați urmărit meciurile de Liga 3-a, pe Viu sau la Media Sud? Nu, am fost, dacă vă referiți la jocurile echipei din Roșiori, am fost la toate jocurile care le-a disputat acasă. Și pot să spun că au o echipă bine așezată în teren, muncitoare, harnică și cred că își va realiza obiectivul care și l-au propus cel puțin pentru anul ăsta, cel al rămânerii în divizia C. Le lipsesc atacanți. E o mare criză de... În general... Sunt posturi deficitare la mai toate echipele, atacanții sunt atacanții de valoare, sunt destul de rari, dar se pare că se descurcă și fără ei, mai greu, dar se descurcă. Mai există o perioadă de transferări în iarnă, probabil că conducerea celor din Roșiori se va ocupa și de problema asta și sper că o va rezolva, după cât îi cunosc eu pe cei care se ocupă de destinile echipei din Roșiori. Trecem la Liga 4-a, sunteți după 9 runde pe banca lui FCM Alexandria. Știți cum este la bursa zvonisticii, de mult se vorbea de debarcarea dumneavoastră, de înlocuirea antrenorului pe banca tehnică a lui FCM Alexandria. Înainte de a trece să disecăm puțin sau să analizăm statistica, domnule Gabriel Lungu, ați venit la cârma echipei din Alexandria, poate cea mai importantă echipă a județului, cel puțin din campionatul județean, ca nume, mă rog, este echipa reprezentativă pentru municipiul Alexandria, municipiul reședință de județ. Toți ochii sunt ațintiți asupra dumneavoastră. Fiecare mișcare, fiecare ezitare a echipei, fiecare rezultat sau fiecare rezultat negativ sau fiecare victorie la limită dă apele în clocot, așadar la această bursă a zvonurilor din Alexandria și nu numai din Alexandria. Ce obiectiv aveți pentru acest sezon la Fotbal Club Municipal Alexandria? Obiectivul propus la începutul campionatului, ca și acum, e cel de câștigarea campionatului și promovarea în divizia C. Foarte clar și concis. Categoric. Bun, haideți să vă întreb altfel. La prima vedere, dacă m-ați fi întrebat în vară, cine este favorită, clară și detașată, aș fi spus FCM Alexandria. A apărut apoi de nicăieri, a reapărut fotbalul în turnul Mogurele. Știți că a fost o pauză de un an în care, cel puțin la nivel de seniori, municipiul Turnul Mogurele nu mai avea absolut nicio reprezentantă. Dispăruse Sicetatea Turnul Mogurele, Dunărea Turist Turnul Mogurele se evaporase și ea după ce agonizase un întreg sezon în Liga 4-a. A apărut acest Sporting Turnul, Turnul Mogurele, că aceasta este denumirea oficială și oficial a echipei, care treptat pe treptat, iată, s-a impus până pe poziția întâi a clasamentului, fără multe vorbe, fără vorbe mari, fără... A fost aici Walter Rafini, patronul acestei echipe, și spunea că, într-adevăr, nu e neapărat un obiectiv, dar dacă vor fi acolo pe primul loc, vor ținti și promovarea. Care dintre aceste două formații este mai îndreptățită? În primul rând, chiar dacă sunt... Eu știu, concurenții noștri împreună cu probabil alte echipe la ocuparea locului întâi, nu trebuie decât să ne bucure faptul că la Turnul Măgurele a reînviat fotbalul și iată la un nivel destul de ridicat. Este un oraș care cu tradiție în
nu numai pe plan județean, chiar a activat la nivelul diviziei B, dacă ne amintim bine, la nivelul diviziei C, și lucrul ăsta nu face decât să ne bucure, să ridice nivelul competiției în așa fel încât campioana județeană să fie cea mai bună și în urma unei competiții și unei concurențe eu știu cât mai loiale, în așa fel ca echipa ocupantă a locului întâi să și promoveze în divizia C, fie că e Turnul Măgurele, fie că e Alexandria sau oricare alt ar fi ea. Avem, vă rog, dacă mai aveți ceva. Avem imagine aici de la meciul pe care l-ați jucat în etapa a 8-a, nu? A 8-a a fost săptămâna trecută. Acum două săptămâni, pe teren propriu contra cel de la Sporting Turnu. Să le spunem telespectatorilor că în alb-albastru sunt cei de la FCM Alexandria, în atac acum, dacă nu mă înșeală pe mine privirea. Și galben-verde, oaspeții partidei de la Sporting Turnu. A fost 1-0, domnul profesor Lungu. Un gol marcat rapid de Dumitrescu în minutul 11, după părerea mea, la o ezitare a portarului Anton. Da, lume bună. Uitați aici și notabilități. Victor Drăgușin, Dănuț Cuclea și Walter Rafin, patronul de la Sporting Turnu Măgurele. Ce importanță are pentru clasamentul, hai să zicem, jumătății de sezon această partidă pe care ați pierdut-o acasă cu 1-0? Categoric, fiecare punct pierdut are importanța lui în realizarea obiectivului care ți l-ai propus, așa că cele trei puncte pierdute acasă sunt destul de importante. Noi sperăm ca pe parcursul campionatului, mai sunt suficient de multe etape de jucat, să remontăm diferența care este față de Turnul Măgurelei, chiar dacă nu va fi ușor. Într-adevăr, în etapa trecută am făcut o primă repriză slabă, în care adversarii au reușit să și înscrie. Chiar dacă, eu știu, golul a fost înscris în urma ezitării portarului, astea sunt lucruri care se întâmplă și la case mai mari. În schimb, repriza a doua, așa după cum probabil cei care au fost la stadion au văzut, am reușit să schimbăm cursul jocului, să dominăm, ne-am și creat situații de a înscrie, n-am reușit să înscriem. Astfel, Turnul Măgurele a plecat cu cele trei puncte care sunt destul de importante în economia campionatului. Vă așteptați să reapară o altă forță fotbalistică după accederea lui Sporting Roșior de Vede la Liga 3, o altă forță fotbalistică care să vă pună probleme în lupta asta de a reveni? Nu, în... la început nu, așa cum apărea componența Ligii a 4-a, cel puțin la începutul perioadei pregătitoare, nu apărea Turnul Măgurele în postura în care este acum. Faptul că a venit un om important din punct de vedere financiar, a reușit într-o perioadă destul de scurtă de timp să capaciteze tot ce înseamnă fotbal în municipiul Turnul Măgurele. Au adus și un jucător reprezentativ nu numai pentru Turnul Măgurele, ci și la nivelul diviziei, și mă refer la Bădoi aici, și uite că Turnul Măgurele s-a mobilizat și a plecat destul de bine. Mai bine, probabil, decât sperau ei. L-avem în imagine pe Reven Ceric. Vă lipsește? E jucătorul lui Sporting Roșior de Vede, împrumutat până iar la Sporting Turnul Măgurele. Va lipsi un Ceric? A jucat bine la... A apărat foarte bine, da. Încă o dată spun ce am mai spus. Și el, și David, și Știrbu... s-au purtat discuții pe marginea lor. Ei au fost la final de campionat, la final de contract cu noi, nu și-au mai renoit contractul din motive pe care ei le cunosc mai bine decât mine. Și au preferat să meargă el la Roșior în prima fază și apoi la Turnul Măgurele. Nimeni nu e de neînlocuit nicăieri. Cine crede că e de neînlocuit, greșește. Sunt jucători care pot să înlocuiască pe cei care
cei care au plecat la turnul Măgurele. Mie îmi pare rău că au plecat, dar asta este situația și trebuie să ne împăcăm cu gândul ăsta. Când ați fost numit pe banca tehnică a celor de la FCM Alexandria, aceste plecări se produseseră deja, pentru că noi știam, cei din presă știam, că erau 11 sau 13 jucători care își terminau contractele în această vară, la finele campionatului trecut. Nu, ei au plecat chiar în primele zile ale numirii mele la echipe. Ați apucat să discutați cu ei? Că au plecat mulți. Deci, Lătea la Broșior și... Am discutat în ideea în care v-am spus înainte. Dacă vor să rămână, și-au exprimat dorința să rămână, au trecut la partea cealaltă a negocierii, eu știu, situației în care rămân aici, probabil că nu s-au înțeles și au preferat să plece. Spuneați că nimeni nu este de înlocuit, fără îndoială că așa este. A reușit FCM-ul să sublinească lipsa acestor jucători foarte mult. Eu zic că da. Faptul că am pierdut un joc acasă important pentru noi nu înseamnă că cei care au venit și pe posturile după care au plecat nu au reușit să-i suplinească. Nu, posturile pe care le-ar fi ocupat ei sunt destul de bine ocupate acum la noi. Da, nu știu cum, din tribună se vede altfel sau, mă rog, dacă e suporter, parcă era, așa, aici vorbesc de conducerea Alexandrei, nu, poate că nu e treaba antrenorului să negocieze neapărat cu jucătorii, mai ales condițiile financiare ale rămânerilor, dar așa mulți jucători în echipa lui Turnu care erau din Alexandria, e cam de ce? Tristă. Păi aceia jucători au fost o mulțime de ani aici. Și cred că au jucat suficient 4-5 ani de zile și... Da, da, am, înțeleg unde băteți. Vă spuneam că toți ochii sunt ațintiți asupra FCM-ului. Chiar dacă revelația, fără îndoială, a acestui sezon de Liga 4, cel puțin până acum, este apariția din nimic, așa, ca o Paser Phoenix, a unei echipe de top, iată, la turnul Măgurele. Totuși, FCM-ul ațintește majoritatea privirilor, iubitorilor de fotbal din județul Telorman. Și așa cum vă spuneam și în debutul discuției noastre, fiecare pas greșit sau fiecare ezitare pe care echipa din Alexandria o face este disecată cât se poate de atent. Eu mi-am scos aici câteva rezultate. Unirea Țigănești 1-2 cu Fotbal Club Municipal, Rapid Buzescu 1-0 FCM Municipal Alexandria, Voința Saile 1-2 FCM Alexandria și, în fine, etapa 8-a, acel 0-1 de pe teren propriu. Restul jocurilor erau fie cu echipe care s-au retras apoi din campionat sau cărora le-ați dat, eu știu, câte le-ați dat lui Peretu? 7, 8? 7, parcă. Parcă. E greu de ținut minte. Ați reușit un 10-0 acum câteva zile la Vârtoape. Are prea puțină importanță, totuși, până la urmă, proporția scorului. La Țigănești scorul este 1 foarte strâns. Echipa din Țigănești este, într-adevăr, fără îndoială, mult mai puternică decât cea din Vârtoape. La Buzescu, repet, pe mine ăsta e rezultatul care m-a surprins. Am crezut că atunci când am văzut știrea, am crezut că e o greșeală de tipar acolo. Haideți să vă întreb, la Buzescu, s-au schimbat și acolo lucrurile, mult în bine? S-au adus jucători, s-a adus o bancă tehnică cu Florin Răducu, care a adus un alt aer, dar totuși, părerea mea, FCM-ul. Da, categoric. Trebuia să era favorită? Categoric. Ar fi trebuit să câștigăm jocul. Nici nu ne gândeam că nu câștigăm jocul acolo, dar vedeți, fiecare joc are istoria lui. Ceea ce o să spun nu vine în a scuza evoluția și rezultatul de la Buzescu. Dar acolo am început destul de bine jocul. Am avut 2 ocazii mari de gol, n-am reușit să-mi scriem. Pe fondul unui joc mai puțin, pe fondul unei reprize mai puțin reușite. A început repriza a doua, am luat un gol frumos pentru Matei. Echipa gazdă, da? Un șut frumos la colțul lung. Și la fel ca și la turnul, am dominat și era normal să dominăm jocul, n-am reușit să-mi scriem. Încă o dată spun, asta nu diminuează meritele celor din Buzescu care și-au apărat cu drzenie șansele, așa cum face orice echipă, se autodepășește în momentul în care joacă cu
o echipă care e undeva în partea dusă a clasamentului și mai, cu atât mai mult cu Alexandria. La Saele am avut, să știți că Saele e una dintre echipele bune ale campionatului. Am avut o repriză foarte bună, am reușit să marcăm două goluri. Am dominat și repriza a doua, am avut două mari ocazii de a înscrie singur cu portarul. Nu le-am înscris și, așa cum se întâmplă de obicei în fotbal, e suficient să greșești odată și să schimbă un pic aspectul jocului. Au înscris la 2-1 și jocul s-a dereglat un pic atunci. Au intrat și jucătorii noștri în panică, dar una peste alta nu a fost probleme cu câștigarea jocului acolo. Sunteți la 4 puncte de Sporting Turnu Măgurele și la un punct de Unirea Brânceni. Asta e mai interesant. Haideți să afișăm puțin clasamentul Ligii a 4-a după 9 etape. Să vedem dacă suntem pregătiți să-l avem pe ecran din regia de emisie. Clasamentul Ligii a 4-a. Bun, acesta este. Avem pe prima poziție ACS Sporting Turnu Turnu Măgurele. Vă spuneam că aceasta este denumirea oficială și integrală a formației nou apărute. 19 puncte pentru liderul provizoriu al clasamentului. Prima poziție, Unirea Brânceni are 16 puncte și Fotbal Club Municipal Alexandria 15 puncte. La egalitate cu Astra Plosca și cu 2 puncte mai mult decât Unirea Țigănești, împotriva căreia în acest tur de campionat ați jucat deja. Aveți 23 de goluri marcate, 4 primite. Sunteți la egalitate din acest punct de vedere al eficienței atacului cu Sporting Turnu Măgurele, cu o apărare puțin mai șubredă, a primit 4 goluri și în timp ce Sporting Turnu Măgurele a primit doar un singur gol în această parte a campionatului, ceea ce e un lucru uimitor la o. Adică nu neapărat numărul de goluri primite, marcate, cât de solid au fost apărările. Bun, mulțumim regiei de emisie, așadar... Lupta e strânsă acolo, în primele 4 poziții. Avem Turnu Măgurele cu 19 puncte, Unirea Brânceni 16, Alexandria și Plosca câte 15 puncte. Cu Unirea Țigănești, care este imediat sub dumneavoastră, ați jucat deja, ați scăpat de o grijă, chiar în deplasare, îi primiți în primăvară acasă. Veți avea, până la finalul acestui tur de campionat, veți mai avea 2 jocuri importante. Toate sunt importante. Toate sunt importante, dar grele cu adevărat. Depinde, se poate întâmpla vreo chestie, adică nimeni nu știa că la Buzescu vă împiedicați. Dar sunt grele. După cum arată clasamentul și după cum se prezintă echipele pe care le cunosc bine și Brânceniu și Plosca, aveți un meci acasă cu Brânceniu, da, și în deplasare cu Astra Plosca. Ar fi cele mai grele. Eu vă spun încă o dată, toate sunt grele. Toate sunt mi grele, se pare dumneavoastră mai grele. Mie astea mi se par mai grele. Adică cred că nu o să tremurați dumneavoastră săptămâna aceasta când primiți pe Ajax Botoraga. Nu tremurăm, nu tremurăm, dar nu e niciun joc dinainte câștigat. Fără îndoială. Eu cred că mai aveți 2 mini-derbiuri aici cu, iată, în etapa 12, pe 15 noiembrie, acasă pe Stadionul Municipal din Alexandria cu Unirea Brânceni și apoi imediat etapa următoare a 13, a deplasarea de la Plosca. Stadionul e foarte încins acolo, să sperăm că nu mai primesc vreo etapă de suspendare ca să... Ei sunt puțin mai pătimași decât prin altă parte. Eu am fost acolo la Plosca, am promovat cu ei în Liga 4-a, sunt niște suporteri pătimași, de multe ori mai depășesc limita, dar nu sunt desperiat. Ei își încurajează echipa, vor să câștige, chiar sunt apreciat. Deci toate meciurile sunt grele. Absolut. Vă surprinde Unirea Brânceni? Este în fața dumneavoastră. Nu. Pe mine mă surprinde. De ce să... Este o echipă formată din jucători cu foarte mare experiență, care oricând poate să producă surprize. Deci și în campionatul trecut au avut o evoluție bună. Dar parcă nu chiar ca acum. De ce? N-au ocupat așa poziție fruntașă. Și bine, a fost un fel de naș al Alexandriei, pentru că i-au bătut în campionat la Brânceni cu 1-0 și apoi în finala Cupei României pe județ tot cu 1-0. E o echipă care trebuie respectată și tratată ca atare. Deci nu...
o echipă, una din echipele bune ale, ale campionatului. Totuși în fața Alexandrei, încă o dată. Când privim așa clasamentul, vedem unirea. Mai e de jucat, nu ăsta e. Mai sunt meciuri de jucat, cu siguranță. Clasamentul. Cu siguranță. Au fost și pe primul loc, ceea ce era absolut. E bine, acum și clasamentul e un pic bulversat de retragerea celor două echipe. Să sperăm că nu se mai retrage nimeni până la sfârșitul campionatului. Zvonul mai sunt, acum eu nu vreau să le pronunț pentru că sunt doar cu titlul de zvonul și Doamne ferește. Bine, toată lumea vorbea de la nivel de zvon de Vârtoape, dar din ce am vorbit sâmbătă cu ei, nici nu se pune problema, cel puțin la momentul ăsta, de a se retrage din competiție. Chiar vorbeau că vor strânge și ceilalți jucători care mai au plecat prin altă parte, în așa fel încât să chiar să încerce să evite retrogradarea. Și cu retrogradarea sezonul ăsta, iarăși calculele sunt complicate. Promovează sau nu campionat județean, rămâne sau nu rămâne Sporting în Liga 3-a, avem deja două echipe retrase, deci ecuațiile sunt extrem de complicate până la final, cine și cum mai retrogradează prin Liga noastră a 4-a. Domnule antrenor, la momentul actual, FCM Alexandria, ce efectiv de jucători are la dispoziție? Are un efectiv suficient, eu zic că și numeric și valoric, care poate să ducă competiția până la sfârșitul campionatului. Probabil că mai e nevoie de 1-2 jucători care îți dea mai multă consistență. Am mai și asupra unor jucători care i-am luat în vară, nu sunt foarte mulți, dar ne-am înșelat. Vedeți, jucătorul cunoști, nu reușești să-l cunoști foarte bine din toate punctele de vedere în câteva zile, te mai și înșeli uneori. Important e că nu ne-am înșelat decât asupra, zic eu, doi jucători care n-au confirmat speranțele care ni le pusesem în momentul în care i-am luat. Au plecat mulți jucători în vară, cu siguranță au venit foarte mulți. Omogenitatea echipei nu se creează în câteva etape. Și asta e un capitol care trebuie discutat. Câți jucători sunt noi acum la momentul actual? Adică veniți din vară. Pentru că a trebuit să aduceți foarte mulți, pentru că a plecat o echipă întreagă. Cam jumătate. Acum nu pot să vă dau numărul exact, n-am venit pregătit. De fapt, acum, dacă e să analizăm echipa după compartimente, vedeți că practic este o echipă nouă. În linia de fund au apărut doi jucători noi, mă refer la Toni și la Radu. La mijlocul terenului, la fel, au apărut Bădănoiu, Michi, care juca pe altă poziție. În atac, chiar Olteanu, Iene, și pe poziții schimbate. Eu zic că am câștigat, nu atât cât ne-am fi dorit în omogenitate. Încercăm să jucăm și un fotbal destul de ofensiv, ca dovadă și numărul mare de goluri înscrise, și nu mai vorbesc și de cele, de faptul că ne-am ratat și o mulțime de ocazii. Probabil că din cauza asta de multe ori mai suntem și surprinși, descoperiți, de și cele patru goluri, dar alea au fost mai mult niște goluri, și cel de la Țigănești, un gol superb, așa înscris undeva, dintr-un unghi deosebit, colțul lung, bară, gol, ca să nu mai vorbesc de cel de la Buzescu, care a fost de excepție. Ia, echipa, eu zic că arată bine la momentul ăsta și are posibilități mari de progres. Important este să reușim să capacităm mai mult jucătorii, pentru că câțiva dintre ei au ceva probleme atunci când trebuie să joace sub presiune. Ca dovadă și meciul cu Turnu Mădurele, la un început destul de timorați, fără curaj, fără lipsiți de personalitate. Repriza a doua s-a schimbat cu totul. Același lucru s-a întâmplat și la Țigănești, când au dat de o echipă mult mai agresivă, în sensul bun al cuvântului, bine așezată în teren, am avut ceva probleme, pe care le-am rezolvat repriza a doua. Nu același lucru au reușit să facem la Buzescu și cu Turnul Măgurele acasă.
De unde vine lipsa asta de încredere? Am sensizat-o și eu de pe margine. Vedeți, face parte din felul de a fi al jucătorului. Sunt jucători care în meciurile oficiale, în meciurile de pregătire au dat randament foarte bun pe posturile pe care au jucat și în momentul în care am început să trecem, să jucăm sub presiune, au avut ceva probleme. De-aia spuneam că echipei lipsește la momentul ăsta un jucător de mare experiență, cum de exemplu îl are Turnu Măgurele pe Bădoi, care are un aport deosebit în, cum să spun eu, strânge echipa lângă el, mai mult din punct de, și din punct de vedere psihic în teren. Dirigează foarte bine. El e și cel care e antrenor, că am văzut imagini cu el acolo. Eu vorbesc, dar cu atât mai mult, după margini nu prea poți să intervii foarte. Și el, cu experiența pe care are atâtor meciuri jucate în divizia A, reușește să-i strângă destul de bine lângă el, să-i așeze, să-i ordoneze. Un asemenea om ne trebuie, care să nu se piardă în timpul jocului, să ia atitudine din toate punctele de vedere, și eu am fermă convingere că echipa va arăta mult, mult mai bine în situația în care va apărea un asemenea jucător. Acest jucător poate apărea deja din nucleul pe care îl aveți în propria ogradă sau poate fi transferat? Până iarna nu mai e. E mai greu să apară din propria... pentru că ar fi apărut până acum. Dacă un lider se naște uneori mai greu. Poate nu e deja lider, dacă e puțin mai tânăr. Bădoi are 39 de ani. Liderul se impune repede. Să înțeleg că nu aveți un lider al vestia... Vorbeam în teren, așa. În teren, da. Un om care să strige adunarea. Este practic un grup nou, creat acum, și liderul se impune mai greu. Eu sper că lucrul ăsta se va rezolva în timp. E necesar un asemenea jucător. Aveți mulți jucători tineri, destul de tineri, o medie de vârstă foarte bună. Avem noi, când am făcut lotul, l-am făcut așa natură încât, presupunând că campionatul județean se va alinia la ceea ce a stabilit Federația Română vis-a-vis de divizia C și barajul, să se joace cu 3 jucători sub 21 de ani. Noi ne-am pregătit lotul și cu jucători de vârsta asta și chiar foarte buni, dar eu știu, hotărârea pe care a luat-o Asociația Județeană de Fotbal n-a fost cea mai potrivită. Gândiți-vă că sunt județe care joacă cu 3 jucători sub 21 de ani și la baraj se va juca cu 3 jucători sub 21 de ani. Și dacă acum în competiție nu-i folosești, vei avea probleme mari la baraj, pentru că nu-ți trebuie numai cei 3 care joacă, îți mai trebuie încă 3 pe margine care să poată să înlocuiască pe cei din teren în diverse situații. Eu știu, accidentări, cartonașe, joc mai slab, și o să aibă probleme echipa care va câștiga campionat și va participa la baraj. Pentru că vă dați seama... Trebuie să fie mult și să fie și bun ca să poți să lupți. Da. Asta e ideea. Știți cum e? Nu sunt ca piesele după șah, de șah, le iei și le pui. Alea trebuie să stea totdeauna pe tablă ca să se angreneze în jocul echipei. Noi avem, la momentul ăsta, sunt 2 jucători care îndeplinesc condițiile astea și care chiar joacă. E vorba de Brânceanu, un copil care crește de la meci la meci. I-am dat și foarte mare încredere. E Marin Michi, care crește de la meci la meci și el a evoluat până acum pe altă poziție, acum e în mijlocul terenului, are ceva probleme cu faza defensivă, dar și cu începuturile de joc e un copil bun, mai lipsit de experiență, dar crește de la meci la meci. Va deveni un jucător bun dacă va da dovadă de seriozitate, de sacrificiu și de multă, multă muncă. Mi-a spus 2 nume de fotbaliști. Dacă, spre exemplu, peste 2 săptămâni Alexandria, să zicem, e în situația de a da barajul, aveți curaj să mergeți cu acești jucători? Sigur. Și cu cei de 21? Păi ăștia sunt sub 21 și mai avem jucători care pot fi... Mai avem și la echipa a doua, care
la care joacă copiii destul de tineri, 15-16 ani. Parcă prea tineri pentru un baraj la 15-16 ani. Nu, zic, care vin din urmă. Vin din urmă. Joacă în campionatul onoare, unde nu se joacă chiar așa ușor. E destul de... contundent. De complicat campionatul și fac față destul de bine. Iar la anul, cu siguranță că vor putea juca chiar la echipa, la echipa întâi. Iau exemplul lui Sporting Roșiori de Vede, care anul trecut evolua în Liga 4 și era la mare luptă cu Fotbal Club Municipal Alexandria, echipa pe care acum dumneavoastră o conduceți. Atunci, la Roșiori, exista un Lecoviște, un jucător foarte experimentat, exista un Moșteanu și exista în atac un Constantin Bârsan. Jucător cu experiență. Cu mare experiență. Pe lângă valoare și foarte mare experiență. Poate că așa s-a scris și istoria succesului lui Sporting. Evident că au crescut câțiva jucători tineri pe lângă aceștia. Au de unde învăța. Adică când îl ai pe Bârsan acolo, știi că vezi cum se pregătește la 38 de ani. Modul în care, atitudinea lui la pregătire, pe Mitică Moșteanu. Categoric, dacă modelul e bun, îl urmează și obligatoriu, îl urmează și ei, dar nu atât de mult, adică și în pregătire, dar foarte mult în timpul jocului contează să ai un jucător cu foarte mare experiență. Ne lipsește la momentul ăsta. Am avut un jucător, l-am avut pe Rada, care joacă acum la Roșiori. Victor Rada. A fost la Alexandria, asta vreo două motive, tot la fel, din diverse motive. A stat câteva zile la noi, din diverse motive a preferat să meargă la Roșiori. Un asemenea, să-l fie avut acum în teren, ar fi arătat cu totul altfel echipa. Spuneți, tot povestiți de diversi jucători care vin, stau câteva zile, pleacă și așa mai departe. Nu mai e atractivă FCM sau băieții, vorbind de Rada, de Lătea, care a plecat tot de la dumneavoastră, de Celic, care în primă instanță a plecat la Sporting Roșiori, la Liga 3-a. Este mirajul unui fotbalului divizionar, unui eșalon superior? Sau acolo a preferat să meargă la divizia C, una e să joci. El a jucat foarte mulți ani prin divizia B. Probabil că ăsta a fost unul din motivele pentru care a preferat să plece la Roșiori. Da, pentru că începeam să intru la idei, cum se zice. Dom'le, vin foarte mulți jucători. Au venit destul de... Au mai venit și alți jucători la Alexandria, dar i-am oprit pe cei cu care suntem acum și v-am spus că în proporție de 80-90% nu ne-am înșelat asupra celor care i-am oprit. Și nu sunt foarte mulți, că majoritatea sunt ori alexandreni sau din județ. Nu sunt foarte mulți de afară. Nu aveți stranieri. Sunt, dar nu sunt foarte mulți. De exemplu, dacă vă uitați în echipa de la Roșiori, nu știu cât sunt din Roșiori sau din zonă, din primii 11. Dar e la Liga 3. Nu contează. Eu pot să afirm că echipa cum arată acum asta Alexandrei, cu 1-2 jucători, poate să facă față și la nivelul diviziei C, pentru că am văzut care este nivelul. Mă rog, dumneavoastră poate știți mai bine. Haideți să vă mai întreb încă o chestiune. Una este să joci o competiție, să câștigi, să aproape să n-ai voie să pierzi. Într-o anumită stare psihică joci și una este să joci, să ai un obiectiv, eu știu, undeva în mijlocul clasamentului, când îți mai permis să mai pierzi, faci meci, nu la casă, da, știi. Liga 3-a nu mai joci cu Astra Ploscă. Dar nu contează. Ați văzut, Roșiori a pierdut meci acasă cu Astra Giurgiu, care a fost la meci, nu? Da. Nu știu dacă avea un jucător peste 20 de ani. Vedeți cum se abordează jocurile? A fost o echipă sigur, tânără, luată așa un pic mai, probabil tratată și un pic mai superficial. Și pinionul și orene acolo. Face parte din joc, dar pe termen lung, așa, ca anduranță. A, nu, categoric, dar vreau să spun că una, când îți poți permite, chiar să mai pierzi un joc acasă, îl repar la deplasare, te duci, dar în momentul, în situația cum e lupta asta, acum n-ai voie niciun pas greșit, cum ai făcut unul, cum te duci la vale? Și încep multe alte lucruri colaterale, presiune, fel de fel, stare de tensiune și pun vestiar și colateral. Și... stare de tensiune în vestiar. Se spune că a fugit un jucător din lot.
Nu, a fugit, a plecat. A mers încet, vorba lui Romede, n-a fugit. Așa. E unul dintre jucători în care ne-am pus mari speranțe. La început când a venit, dar nu e la prima, asta prima abatere, am avut o tentativă și regret și acum că l-am primit atunci, că a mai dispărut câteva zile și regret că l-am primit înapoi. Am tot sperat că fiind tânăr a greșit, hai să-i mai acordăm o șansă, dar nu trebuie acordată șansa asta pentru că uitați ce a făcut. Și așa nu ne-am folosit de el, un tip destul de dificil, nu vrea să încadreze deloc în jocul echipei, foarte individualist, în sfârșit. Da, mai se întâmplă. Peste tot și la case mai mari. E bine că deocamdată doar unul. Anul trecut, tot fac referire la Sporting Roșiori de Vede, pe finalul campionatului, depinde și motivele, mai mulți. Depinde și motivele pentru da, care... Da, dar el, pur și simplu, a tratat foarte superficial venirea lui la Alexandria. Probabil că... De unde venise jucătorul acesta? Jucase pe la Caracal. Și probabil că el a crezut că, eu știu, își poate permite chiar orice să facă pe aici, deși... V-am spus încă o dată, vina a fost că după ce a plecat câteva zile, l-am mai primit. Deși aveam mari rezerve vis-a-vis de caracterul lui. Domnule antrenor, domnule profesor, s-au retras deja două echipe din competiție. Am început cu 16 echipe, mai avem destule meciuri până la pauza de iarnă și deja două echipe au aruncat prosopul. Inter Gălăteni, formație nou promovată și Udinese Uda Clocociov. Pe mine m-a surprins foarte mult acest abandon. Am rămas în 14. E complicat să joci așa. Sunt perioade în care, spre exemplu, o săptămână nu joci. Cum capacitezi jucătorii, cum îi ții în priză, ai nevoie de meciuri oficiale. Trebuie să te adaptezi la... Găsești diverse mijloace, îți faci un joc bine. Oricum nu e ca un joc oficial, dar pierderea nu e mare în privința asta, cât că s-a stricat cursivitatea competiției. E o problemă și aici și probabil că și în anii următori se va întâmpla lucruri de genul ăsta, pentru că, în general, foarte puține din echipele de la onoare care câștigă campionatul reușesc să se mențină. Singurele echipe care s-au menținut, cel puțin din ce mi-amintesc eu ultima perioadă, este Botoroga și Plosca din cele care... Și Brânceanu, că nu au venit acum în locul lui Vârtoape, a concesionat locul. Da, eu vorbesc, da. Eu sunt cazuri de regulă, uitați-vă ce diferență între Găletensa și oricare alta din cele care au fost la baraj acum n-ar fi făcut față la nivelul diviziei, la nivelul Ligii a patra. Trebuie gândit și aici, vor schimba sistemul competițional, redus numărul de echipe, asta juca play-off, play-out, trebuie găsit o soluție pentru a nu mai ajunge în situația în care am ajuns acum. Ar fi gândită cu un număr mai mic de echipe, play-out. Și play-off. Play-off. Numărul de jocuri păstrat pentru... Bine, oricum se face numărul de jocuri care să-ți permite să campioanei să prezinte la baraj. Chiar dacă să zicem rămân 14, sunt suficiente, plus jocurile din play-off și play-out, să face numărul de jocuri. Plus că oferă și campionatului o mai mare atractivitate, pentru că niciodată nu e sigur de ce se întâmplă, nici la retrogradare, și nici la câștigarea titlului. Am mai multe șanse să repari? Să mai repar din pașii greșit, plus că oferă echipei campioane și, vedeți, de la terminarea campionatului până la baraj, e o perioadă de vreo două săptămâni sau chiar trei, mi se pare, în care, practic, n-ai jocuri. Dacă mai apare și modul ăsta de desfășura campionatul, ai mai avea, echipa campionă ar mai avea câteva jocuri oficiale care ar ține în priză, deși și atunci... Apar accidentări. E posibil, dar ăsta e jocul. Avem un nou președinte la Comisia Județeană a Arbitrilor, domnul Răceală, Nicolae Răceală. Domnul Nițu e director sportiv sau director tehnic la Sporting Turnu Măgurele. Ați fost arbitrat și de arbitrii Telormăneni, FCM-ul. A
fost arbitrată și de arbitrii din Telorman, a fost arbitrată și de arbitrii din afara județului, în aceste 9 etape scurse până acum. Nu pot. Toate jocurile care... Cum a fost arbitrajul? Că nu terminase. Nu, nu avem nimic a reproșa, cel puțin la jocurile noastre. Arbitrilor au mai greșit, sunt omenești greșelile, dar n-a fost tentă. Adică au arbitrat cât se poate de corect, că au mai greșit în anumite momente și, în general, arbitrajele, cel puțin până acum, au fost la un nivel bun, zic eu. Nu am auzit să fi fost probleme deosebite. Mai apar, dar nu în mod deosebit ca în anii trecuți. Se pare că cei care au rămas să străduie să arbitreze și ei la un nivel corespunzător să nu influențeze rezultatele, dar totuși numărul de arbitri este mic față de cerințele campionatului județean și mă refer la Liga a IV-a. Sunt câțiva arbitri, pot să-i număr pe degete, care pot să arbitreze, eu știu, jocuri de un anumit nivel. Și asta este problema cea mai mare care are Comisia Județeană a Arbitrilor, să crească în continuare niște arbitri care pot să ducă jocuri cu grad mare de dificultate. FCM Alexandria Sport din Turnul Mureș nu a fost arbitrată de o brigadă telormâneană. Credeți, acum să zicem că dumneavoastră n-ați mai fi implicat la FCM, la nicio echipă din Liga 4 și ați urmărit fenomenul ca spectator avizat față de mulți alții care îl urmăresc ca simplu spectator. Și ați vedea așa, că cele mai importante meciuri, derbiurile, campionatul județean, sunt arbitrate de arbitri străini. Ai nu știi când se mai călesc în focul dramatismului? Unul din motivele pentru care probabil să cer arbitrii din afară este ale evitării oricărei suspiciuni vis-a-vis de maniera de arbitraj. Faptul că nu sunt supuși arbitrii din afară la aceleași presiuni la care sunt supuși cei din județ de aici, s-au obișnuit cu ei, arbitrându-i ani de zile, s-au obișnuit și jucătorii și conducătorii și atunci și apar fel de fel de presiune asupra lor și e bine de evitat arbitraje la asemenea... Pentru că e mai bine să nu apară suspiciuni și ei să nu arbitreze sub presiune, că presiunea de cele mai multe ori îi împing la greșeli. Ce e interesant că sunt derbiuri, meciuri foarte importante, derbiuri ale etapei. Spre exemplu, Țigănești cu Brâncene a fost arbitrată tot de arbitrii din afară și n-a fost Alexandria cu Turnul. Mă rog, echipele sunt în față, în prima parte a clasamentului, e dreptul lor, e normal, până la urmă, dar... Și vreau să vă spun că dacă n-ar mai veni și brigăți de afară, cred că s-ar ajunge în situația în care aceiași arbitri s-arbitreze o echipă de 5-6 ori în campionat. Pentru că sunt prea puțini arbitri care pot să ducă și chiar un joc de maniera Țigănești-Brâncene. Nu oricine poate să fluiere un asemenea joc. Și atunci dacă sunt câțiva, îi număr pe degete, 3-4, cum îi rulezi ca să nu arbitreze o echipă? Star Trek. E complicată viața, e complicată. O să facem o emisiune specială pe tema arbitrajului. Una peste alta, sunteți unul dintre puțini oameni care nu au dezlănțuit atacuri împotriva arbitrajului. A fost foarte, foarte general, gentleman la capitolul ăsta. Știți cum cauzele tresele unei nereușite trebuie să o cauți întâi la echipa ta și după aia dacă ai ceva să reproșezi arbitrilor, dacă pleci întâi de la arbitraj și după aia la echipa ta, ai o problemă. Deci prima dată, unde mă pot eu plânge, ne putem plânge noi de arbitraj? La Buzescu, unde am pierdut? Chiar în niciun caz. Acasă cu Turnul? În niciun caz. Deci nu ne putem pune problema arbitrajelor, care am spus că au fost în limita regulamentului, a sportivității, că au mai fost mici greșeli, sunt inerente.
se întâlnesc și la case mult mai mari. Suntem pe finalul emisiunii, ușor, ușor timpul s-a scurs. Domnule profesor Lungu, vreți din nou, FCM-ul vrea din nou în divizia C, vrea din nou titlul de campionă județeană. Care ar fi principalele aturi în fața lui Sporting Turnu pe care le are FCM-ul? Acum nu cred că e vorba de aturi. Noi ne pregătim în continuare, considerăm că avem un lot bun și că putem să remontăm diferența de puncte dintre noi și să câștigăm. Deci, munca, seriozitatea și să reușim să trecem de momentele alea de început ale jocului, care nu întotdeauna au fost cele mai bune și cauză fiind ceea ce v-am spus înainte, probleme de joc sub presiune la câțiva jucători. Domnule Lungu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației noastre. Sunteți prima oară la Sportul Special. Poți să ne mai vedem cu siguranță. Vă doresc multă baftă la FCM Alexandria. Aveți acolo câteva echipe care cu siguranță vor reuși să țină ștacheta aproape de FCM Alexandria și nu mă refer numai la Sporting Turnu. Domnilor, acesta a fost Sportul Special de astăzi. Timpul presează, trebuie să ne luăm la revedere. Rămâneți în continuare cu Media Sud. În câteva momente vin știrile. Ne vedem și pe sportsud.ro, site-ul nostru, unde puteți găsi toate înregistrările cu emisiunile noastre și meciurile transmise de postul nostru de televiziune. Până săptămâna viitoare, toate bune, la revedere!